Nu te amadezi de valuri dus, dar nici de cum plutind pe ape. Nu te amadezi de valuri dus, dar nici de cum plutind pe ape. Dar vreau să te amadezi, cum atunturi să-mi iese mie. Când drumul sau e greu, pe veci să te am, Domnul meu. Când drumul e sau e greu, pe veci să te am, Domnul meu. Am înțeles iubirea ta, că-i mare și e salvea, dar n-am lucrat. De ajuns în ea. Ce scuze. Ca să cunosc cât e de mare. Dar n-am lucrat de ajuns în ea. Ca să cunosc cât e de mare. Dar vreau să te am înapoi, cu pătrunturi sau iese mii. Când drumul e ușor sau e greu, păveci să te am, Domnul meu. Când drumul e ușor sau e greu, păveci să te am, Domnul meu. Am înțeles că harul tău când este tot spre mântuire, dar n-am lăsat ca eul mai să se miliască prin iubire. Dar n-am lăsat ca eul mai să se miliască prin iubire. Dar am să te am înapoi, când mântuituri sau iese din mine. Când drumul e ușor sau e greu, pe veci să te am, Domnul meu. Când drumul e ușor sau e greu, pe veci să te am, Domnul meu. Aceasta-s, Doamne, mă cunosc și n-am nimic bun a-ți aduce, doar inima și dorul meu și-o închinare către cruce. Doar inima și dorul meu și-o închinare către cruce. Dar vreau să te am înapoi, când văd vântul sau iese din mine. Când drumul e ușor sau e greu, pe veci să te am, Domnul meu. Când drumul e ușor sau e greu, pe veci să te am, Domnul meu. Amin, amin. Și o altă frumoasă cântare. Când Domnul m-a chemat pe nume să-i fiu cu viața ucenic, spre ceruri pe cărarea sfântă să nu mă împiedic de nimic. N-am vrut să-i resping chemarea când el pe nume m-a strigat. În urma ascultării mele, Iisus m-a binecuvântat. Amin. Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare frumoasă cântare. Când Domnul m-a chemat pe nume să-i fiu cu viața ucenic, spre cerul pe cărarea sfântă să nu mă piedic de nimic. Am vrut să le resping chemarea când el pe nume m-a strigat. Și în urma ascultării mele, Iisus m-a binecuvântat. N-am vrut să fiu acela care să-i spună nu te vreau nici când. Când el mi-a zis că mă ajută,
să-i duc solia pe pământ. Iar sufletul și-a mea inimă mi le-a spălat prin sânge sfânt. Și mi-a promis că mă aduce cu sine pe noul pământ. Acum eu cânt și n-am cuvinte ca să îl laud când i-a ajuns și să vestesc la orice cine iubirea sfântă a lui Iisus. Îi dorui viața pe vecii oameni și numai clădina, și atunci când va veni în slavă cu tine în cer, mă va lua. Nu vrei și tu, amici, acum să îi asculți chemarea lui? Inima, sufletul și gândul să-i le dărui Domnului. El te primește și de parte iubirea lui nu s-a vedat. Și-n clipa revenirii sale cu sine în cer te va lua. El te primește și de altă iubirea lui nu s-a gândat. Și-n clipa revenirii sale cu sine în cer te va lua. Amin. Lăudat să fie Domnul. Doamne, să vă binecuvinteze, sora Semida. Acum, haideți să ascultăm cuvântul Domnului, fratele Nelu. Domnul să-l binecuvinteze și să-l însoțească în această dimineață. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Multe cărți din lumea aceasta au menirea de a ne informa, dar singura carte din toată lumea aceasta, pe lângă faptul că ne informează, are puterea de a ne transforma viețile. De aceea, cu plăcere, ne aplecăm și la noi seara în Australia, la dumneavoastră dimineața, ne aplecăm asupra Scripturilor, ca și Maria, stăm la picioarele Domnului și să-i ascultăm cuvintele. Pe parcursul predicii o să citesc versete din Scripturi pe care îmi bazez ideile, gândurile, meditația care mi-a pus-o Domnul pe inimă. Și ca să ne rămână în minte, așa să spun, să dau un titlu cuvântului a predicii: veniți, așteptați și duceți-vă. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, și aceste cuvinte sunt valabile și pentru noi astăzi și pentru oricine. Au fost valabile atunci când El a fost pe pământ și a predicat Evanghelia, dar ele ni se potrivesc și nouă. Aș putea să le spun trei etape sau trei segmente sau trei perioade. Gândiți-vă la aceste cuvinte, care de fapt și până la urmă sunt și poruncile Domnului. Repet, veniți, așteptați și duceți-vă. Noi am fost morți în păcatele și în fără de legile noastre în care trăiam odinioară, sau cum spunea Ioan în epistola lui, toată lumea zace în cel rău. Deci, cu alte cuvinte, noi pe pământul acesta am avut
parte de o chemare pe care ne-a făcut-o Domnul. Eram în întuneric și El ne-a chemat din întuneric la lumină. Ne-a chemat de sub puterea satanei și a averea lui, ne-a chemat la Dumnezeu. El ne-a adus din pădure unde eram în niște pomi sălbatici, ne-a altoit și ne-a așezat în grădina lui, ne-a pus gunoi la rădăcină, s-a îngrijit de noi, ne-a dat ploaie, ne-a dat soare. Deci am avut parte de această chemare din partea Domnului. Domnul ne-a chemat prin predicare, prin vis, prin o suferință. Ne-a chemat prin, știu eu, printr-un îndemn pe care ni l-a dat cineva. Ne-a chemat când am fost într-o casă de rugăciune, ascultând o predică. Și chemarea pe care ne-a făcut-o Domnul, nu la toți a fost la fel. Domnul ne-a chemat prin diferite feluri și prin diferite forme, dar ne-a chemat prin Evanghelia Lui. Vă aduc aminte de acel verset din Matei 11, versetul 28. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Deci, cu alte cuvinte, Domnul ne-a chemat la El, nu la un cult, la o religie, la o denominațiune, la o clădire, la niște datini, la niște tradiții, la niște obiceiuri. El ne-a chemat la El ca să ne dea odihnă. Ne-a chemat să ne mântuiască. Aici a avut loc nașterea din nou. Aici a avut loc străpungerea inimii noastre. Aici a avut loc aceea justificare pe care ne-a făcut-o. Aici, când noi am înțeles chemarea, am răspuns chemării prin pocăință și credință, s-a întâmplat un lucru care îl găsim scris în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudeu, fie grec, fie liber, fie slobod și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, aici avem un verset interesant. Noi am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Deci, cu alte cuvinte, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care așa cum scrie tot în Petru, în Tit și în multe alte versete din Biblie, El ne-a născut din nou. El lucrează la sfințirea noastră. Așa cum găsim în 1 Petru, capitolul 1, versetul 2. El ne-a sfințit, sfințirea lucrată de Duhul. Și după ce s-a petrecut această chemare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne-a așezat în trupul Domnului Isus. Am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Și trupul acesta este Biserica Domnului și noi suntem mădularele Lui. Deci e frumoasă această chemare, veniți la mine. Noi facem parte din Biserica Domnului. Dar
nu este suficient să rămânem aici, să rămânem în acest stadiu, în această perioadă sau în acest segment în care noi am crezut și cine crede se botează. Și pe baza credinței noastre în Domnul Iisus și a nașterii noastre din nou, unde a avut loc pocăința și credința, noi am fost botezați în apă, am făcut legământ cu Domnul. Nu am rămas aici și nu rămânem aici. De fapt, cuvântul Domnului este și o cercetare pentru noi, să vedem unde suntem în acest itinerar. Am fost în lume, am avut parte de venirea Lui, de mântuirea Lui în prima fază, de botezul în apă, dar mai facem încă un pas și mergem mai departe. Unii au rămas aici, la poalele muntelui. Au rămas la acel stadiu de bebelaș, de oameni convertiți. Au rămas aici, s-au mulțumit aici. Dar același Domn, aceeași chemare, aceeași strigare, aceeași poruncă, El a spus pentru ucenici atunci și pentru toți de atunci și până va veni El și pentru noi care ascultăm cuvântul, El a spus așteptați. Sau încă un cuvânt pe care El a spus rămâneți. Așteptați. Rămâneți. Vă readuc aminte de ceea ce a spus Domnul în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 4. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis El: ați auzit-o de la mine. Și citesc și din Luca, din capitolul 24, versetul 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți începtate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Sau până veți fi botezați cu Duhul Sfânt, sau până veți fi scufundați în Duhul Sfânt. Dacă la aceea chemare veniți la mine, noi am avut parte de o scufundare în apa de pe pământ. Și Domnul Iisus a fost scufundat în Iordan. Și tu ai fost poate scufundat în Marea Mediterană, tu ai fost scufundat într-un râu sau împrejurarea a fost de așa natură, ai fost scufundat într-o cadă sau într-o vană. Ai fost scufundat, botez înseamnă în greacă baptizo, adică scufundat, botezat. Dar noi toți, nu opțiune, ci poruncă să nu vă depărtați de Ierusalim, să așteptați făgăduința Tatălui, să așteptați umplerea cu Duhul Sfânt, să așteptați botezul cu Duhul Sfânt, să rămâneți încetate pentru a fi îmbrăcați cu putere de sus. Rămâneți și așteptați.
Vă mai citesc un verset din Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și acesta verset este, de fapt, ce a predicat Petru în ziua cincizecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt de la Dumnezeu și spunea ce a prorocit prorocul Ioel. Începând cu versetul 16, 2 cu 16. Și aceasta este ce a spus prin prorocul Ioel. În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Atenție! Voi turna. Asta înseamnă o cascadă de sus. Mai înainte am fost scufundați într-o apă de jos la chemarea veniți. Dar acum suntem scufundați și apa vine de sus, o cascadă, adică voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Dar chiar și peste robii mei și peste roabele mele, voi turna zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Aici este ceva frumos și este ceva interesant. Deci această turnare, această revărsare, acest botez, această scufundare, această umplere, care este de fapt și o echipare, o îmbrăcare de care trebuie să avem parte fiecare în traseul nostru, în itinerarul nostru, de la veniți și până la capăt. Vă readuc aminte ceea ce știți. În Vechiul Testament a fost diferit față de Noul Testament, cum prorocea Ioel. Și ce s-a întâmplat la ziua cincizecimii? În vechime, am citit de foarte multe ori, Duhul Sfânt a venit peste judecători, peste proroci, peste văzători, peste împărați, peste regi, de exemplu, peste Bezaleel și Huram Abi, care au construit templu sau portul și apoi templu, Duhul Sfânt a venit peste ei și le-a dat înțelepciune să zidească și cortul și templu, nu după părerea, știința lor, învățătura de pe pământ, și după proiectul pe care l-a dat Domnul. A venit Duhul Sfânt peste Samson, peste David, peste Solomon, peste prorocul Samuel și judecătorul Samuel. Deci Duhul Sfânt n-a venit peste tot poporul, peste robi, peste roabe, peste fii, peste fiice, peste tineri, peste bătrâni, peste oricine. În nou legământ, la ziua cincizecimii, un lucru nou printre altele, prorocul Ioel a prorocit, s-a întâmplat, iar noi care ascultăm cuvântul, acum am avut propria noastră experiență. Noi care nu suntem regi, împărați, proroci, judecători și așa mai departe, Duhul Sfânt a venit peste noi. Și acesta este un mare har și aceasta este o mare binecuvântare. De aceea,
Porunca Domnului, nu opțiune, mă repet, a fost: rămâneți și așteptați făgăduința, umplerea, botezul, echiparea, îmbrăcarea. Petru n-a zis: Doamne, am văzut mormântul gol, am văzut fâșile de pânză într-o parte, am văzut giulgiu în altă parte. Doamne, m-am întâlnit cu tine, am văzut peștele fript, pregătit de tine. N-a spus Toma: Doamne, eu am văzut ranele tale în palmă, cicatricele, am văzut coasta ta. N-a spus Magdalena, n-a spus Ioan: Doamne, eu am intrat în mormânt și mormântul a fost gol. N-au spus ucenicii: noi te-am văzut la pescuirea minunată, mergem în toată lumea, începem de aici, din Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și mergem până la marginile pământului. Să predicăm și să spunem că Tu ai înviat, că noi am văzut, și să spunem multele arătări, semne și minuni pe care Tu le-ai făcut. Nu! Domnul a zis: rămâneți, așteptați să fiți îmbrăcați, să fiți umpluți, să fiți echipați. Și apoi să fiți martori. Să fiți martori. E foarte important aici. Capitolul 12 în întregime din 1 Corinteni. Acolo vedem aceea echipare, aceea îmbrăcare. Duhul Sfânt în noi pentru sfințire și pentru a ne duce mântuirea până la capăt, pentru creștere, maturizare și pentru rodire, cele nouă roade. Dar este de neapărată nevoie, de neapărată trebuință să nu ne oprim aici și să mergem pentru a fi echipați. De exemplu, aici întâlnim nouă roade, 1 Corinteni capitolul 12, de la 1 la 11. Pentru că nu acesta e tema și subiectul de bază, eu am să pomenesc acele daruri, cel puțin grupate în câte trei. Daruri de revelație, cuvânt despre înțelepciune, darul cunoștinței și despre deosebirea duhurilor, darul deosebirii duhurilor, mă repet, a înțelepciunii, a cunoștinței, daruri de revelație. Acestea nu se dau înainte când Domnul a spus veniți. Atunci am fost bebelași care am avut nevoie de creștere, de lapte duhovnicesc și curat, de maturizare. Am avut nevoie ca Duhul Sfânt să lucreze în noi aceea sfințire și așa mai departe. Și apoi darul credinței, darul tămăduirilor sau a vindecărilor și darul minunilor. Acestea sunt daruri de putere. Și apoi ultimul grupaș, daruri ale vorbirii sau vocale, darul vorbirii în felurite limbi, darul interpretării sau tălmăcirii acestor limbi și darul prorociei. Și foarte interesant că acolo scrie niște lucruri, poate cu altă ocazie o să fie o temă separată, aceste daruri, dar nu numai acestea, și în Romani capitolul 12 și în multe alte locuri, mi-a plăcut că scrie
că arătarea Duhului se dă fiecăruia. Deci, atenție! Acolo e vorba de daruri, de slujbe și de lucrări. Dar este același Duh, același Domn, același Dumnezeu. Nu ni se dau daruri cum vrem noi și se dă arătarea Duhului cum vrea El. Deci, cu alte cuvinte, noi avem nevoie de echipare, de împuternicire, de îmbrăcare, de umplere, de botez, de scufundare. De aceea a zis Domnul, nu plecați la predicare, nu plecați în Myanmar, nu plecați să faceți semne, să faceți minuni, nu plecați să vindecați oameni, nu plecați să adunați oameni în numele meu, fără să așteptați, fără să rămâneți în cetate. Și apoi, după ce aveți parte de această experiență diferită de nașterea din nou, apoi slujirea voastră este eficientă, este însoțită de semne, de minuni, de lucrări, de puteri, de descoperiri, de prorocii, de tălmăciri, de cunoștință, de înțelepciune, de credință și de multe alte daruri, slujbe și lucrări. Repet, daruri, slujbe și lucrări. Deci, cu alte cuvinte, slujirea mea, predica mea, nu este numai pentru unii, cum a fost în vechiul legământ. Este pentru toți, este pentru fiecare, toți suntem mădulare și fiecare mădular din trup are un dar, are o slujbă, are o chemare. Deci, cu alte cuvinte, să ne identificăm, cred că am făcut-o și până acum, dar noi trebuie să știm ce dar, ce slujbă, ce lucrare mi-a dat Domnul. Duhul Sfânt, prin nașterea din nou, m-a luat din lume și prin cuvântul Evangheliei și m-a așezat în trup, m-a așezat în biserică să nu fiu un spectator și să fiu un participant, nu numai să fiu hrănit, și să hrănesc și eu pe alții, nu să dorm, ci mai degrabă să fiu treaz și activ, să fiu pentru folosul altora. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, am ajuns la stadiul acesta, vă întreb pe dumneavoastră, cuvântul așteptați. Ei au așteptat 10 zile de la înălțare până la coborârea Duhului Sfânt. Dumneavoastră, cât ați așteptat? Câte zile, câte săptămâni, poate luni, poate ani? Așteptați, rămâneți, o să dea Domnul. De la aceea convertire, de aceea naștere din nou, când am fost justificați, când prin pocăință și credință a urmat botezul în apă, să dea Domnul să nu treacă mult timp, să nu fi trecut mult timp în care să tot așteptăm și așteptăm și așteptăm. Suntem încă bebelași, avem nevoie să fim hrăniți, încă nu putem fi de folos pentru alții. N-am fost umpluți, n-am fost botezați cu și în Duhul Sfânt.
N-am avut parte de aceea echipare, de aceea împuternicire. Și în al treilea rând, cum spuneam adineori, mesajul meditației sau a predicii mele este: veniți, așteptați și apoi duceți-vă. Mulți în zilele noastre și în toate zilele de aproape 2000 de ani sau 2000 de ani au venit, e adevărat, au experimentat nașterea din nou. Sunt copiii Domnului, au avut parte de înfiere, că noi n-am primit un duh de frică, ci am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică tăticule în greacă. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Deci, noi am avut parte de această primă experiență. Noi suntem copiii Domnului, e adevărat, dar unii n-au mai așteptat, n-au mai rămas, n-au mai stăruit, nu s-au mai rugat, n-au mai tânjit după umplere, după botez, după echipare și s-au dus ca fiii lui Sheba. S-au dus să scoată duhuri, dar de unde puterea lui Dumnezeu de a scoate duhuri? Fără botezul cu Duhul Sfânt, fără echipare, fără umplere, nu putem să scoatem draci din oameni. Mai degrabă ne bat dracii, ne schingiuiesc. Știți ce au făcut duhurile din acel demonizat? I-au făcut răni și vânătăi plini de sânge și au plecat goi și plini de rușine. Asta înseamnă slujire fără echipare. Asta înseamnă plecare fără așteptare. Asta înseamnă lipsa darurilor, a slujbelor și a lucrărilor. De aceea să luăm în serios această lucrare, care e biblică. V-am citit versete din Scripturi. Mă pot exprima din nou dacă nu greșesc. Trei etape, trei segmente, trei perioade care nu se suprapun, atenție, nu se suprapun unele cu altele. Eu aș vrea să vă pun o întrebare. Câteva secunde voi aștepta, deși nu vă aud, dar voi aștepta să dați un răspuns. Întreb. Domnul Iisus la Iordan, când a fost botezat în apă, întreb. Duhul Sfânt s-a coborât peste el. A fost în el pentru creștere. Și acum la 30 de ani s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel peste el. Atunci când a mers la Iordan, s-a coborât Duhul Sfânt peste el când era în apă? Fratele Dumitru, l-aud că a rostit și a spus că nu. Știți ce ne scrie evanghelistul Luca? Dar de ce să nu citesc? De ce să nu caut și să citesc? Atenție! După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel.
și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Haideți să citim și din Matei, capitolul 3, versetul 16. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Ați înțeles? Deci, două detalii importante. Unu, a ieșit afară din apă, era pe mal. Nici nu știu cât timp a trecut de când l-a scufundat Ioan Botezătorul. Deci a ieșit afară din apă și se ruga. Și pe când se ruga, Duhul Sfânt a venit peste el. A venit peste el. Deci, botezul, porumbelul, n-a venit în momentul în care Ioan l-a scufundat, în momentul botezului în apă. N-au fost în același moment. El a ieșit afară. Deci, cu alte cuvinte, e important să știm aceste lucruri și să nu spună niciunul dintre noi: da, în momentul când am fost botezat în apă, atunci am fost botezat și cu Duhul Sfânt și așa mai departe. Unde-s darurile, unde-s slujbele, unde-s lucrările? Dar trec la treilea punct și mă apropii de încheiere. Nu uitați, veniți, așteptați, rămâneți și apoi duceți-vă. Noi nu am primit daruri, slujbe și anumite lucrări, n-am fost îmbrăcați și umpluți pentru noi înșine, pentru a ne lăuda, pentru popularitate, cum au vrut fiii lui Sceva și Simon, care a dat apostolilor bani ca să primească și el darul acela și să facă bani cu darul acela. Noi n-am primit daruri pentru popularitate, pentru noi înșine și așa mai departe. Și noi am fost trimiși în toată lumea, așa cum citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 1. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Da. Și în Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. No, acum, noi toți avem această trimitere. Credeți? Duceți-vă! Unde să ne ducem? În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și ce să facem? Să propovăduiți pocăința, iertarea păcatelor, credința și apoi așa mai departe, planul de mântuire. Și ce să mai facem, Doamne? Marcu, ultimul capitol. Iată semnele care îi vor însoți pe cei ce cred în numele meu. Păi, cu alte cuvinte, v-am dat daruri, folosiți-vă,
folosiți-le. Sunt semne, minuni care să însoțească Evanghelia, cuvântul. Oamenii, dacă nu cred cuvântul, să vadă și să creadă măcar semnele, minunile care se fac în numele meu. Deci, cu alte cuvinte, duceți-vă. Probabil unii, și nu probabil, un mare adevăr. Unii s-au dus până la marginile pământului, în Africa, în Asia, în Indonezia, în Filipine, în Cambodia, în Vietnam, în Burma, actual Myanmar. S-au dus până la marginile pământului, dar alții au rămas în Ierusalim. Îmi place să spun în familia ta. Domnul te-a făcut martor în familia ta. Marginile pământului sunt familia ta restrânsă și extinsă. Eu te întreb, stimată soră în vârstă și frate în vârstă, câți nepoți ai? Câți copii ai? 4 copii? 5 copii? Eu am 5 copii. Și 15 nepoți. Dumneatale, câți ai? Câți copii ai și câți nepoți ai? Poate dumneata ai zis, păi eu nu-s predicatoare, nu-s proroc, nu-s văzător, nu-s evanghelist, nu-s apostol, n-am o slujbă de învățător, n-am un dar, minuni, vindecări. Nu așa mai departe. Știi ce? Îți citesc din Isaia 54, versetul 13. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului și mare va fi propășirea fiilor tăi. Draga mea soră, bătrână, frate în vârstă, dumneata ești chemată și chemat să fii martor și să faci ucenici, nu pe ăia de la marginea pământului, nu pe ăia din Sydney, nu pe ăia din știu eu, din Barcelona. Să fii martoră, să faci ucenici pe cei 15 nepoți ai tăi, pe copiii tăi prima dată, păi ucenici ai Domnului, și mare va fi bucuria familiei tale, și mare va fi bucuria bisericii în care e familia ta, și mare va fi bucuria cerului când părinții și bunicii se duc și fac ucenici începând de la familia lor. Și apoi se duc în Iudeia, se duc în biserică, se duc la locul de muncă, se duc la neamuri și apoi se duc la biserici în Sydney și în Adelaide și în alte locuri. Se duc și slujește și acolo, iar alții se duc până la marginile pământului. Deci, cu alte cuvinte, a face ucenici este un har, este o chemare pe care o avem fiecare dintre noi. Multe mame, mama lui John Wesley, multe mame, au făcut ucenici din proprii lor fii. N-au avut slujbe și daruri manifestate în biserica locală, dar au avut un dar, au avut o slujbă, au avut o lucrare care și-au manifestat-o în familia restrânsă și apoi extinsă. Mă apropii de încheiere.
Domnul Iisus Hristos a zis, veniți, apoi nu s-a oprit, rămâneți, așteptați, nu s-a oprit aici, a continuat, spunând pentru atunci, acolo și aceea, valabil pentru acum, aici și pentru noi toți, oricine. Rămâneți așteptați și apoi duceți-vă. Duceți-vă începând din familia voastră. Continuați cu vecini și rudenii. Continuați în biserică, continuați în apropiere. Dacă vă trimite Domnul, continuați până la marginile pământului. Și facă Domnul să ne găsească activ, să ne găsească în acțiune venirea Lui sau plecarea noastră, să ne găsească mereu crescând, să ne găsească ducând mântuirea, sfințirea până la capăt și slujirea până în ultima clipă, fie a vieții biologice, fie a venirii Lui pe norii cerului. Doamne ajută, Doamne dă izbândă! Doamne Dumnezeule, care privești din cer pe pământ, care ai lăsat o Evanghelie, un Vechi Testament și un Nou Testament, care ne-ai lăsat legi și porunci, care ne-ai lăsat făgăduințe și promisiuni, care ne-ai lăsat arătările tale în cele 40 de zile, care ne-ai lăsat cele 4 evanghelii și epistolele, care ne-ai lăsat Apocalipsa. Doamne, ai lăsat peste noi Duhul Tău cel Sfânt, L-ai pus în noi și L-ai trimis și peste noi, ne-ai botezat, ne-ai umplut, ne-ai echipat și apoi ne-ai făcut martori să depunem mărturie și să fim cu fapta. Doamne, ne rugăm în fața acestui cuvânt, vrem să intrăm într-o adâncă cercetare. Cine s-a oprit din acest traseu, cine s-a oprit din această cale, aceste etape, Doamne, mă rog să-L activez din nou, mă rog să-L umpli din nou, mă rog să-L ridici, o Doamne, cine a obosit pe cale, mă rog din nou, o Doamne, să-L faci un martor al Tău, o Doamne, și un slujitor eficient, folositor în biserică și în afara ei. Din toți care ascultăm și vom asculta, dacă n-am avut experiența umplerii, a botezului cu Duhul Sfânt, te rog, umple-ne cu putere, umple-ne cu Duhul Tău, și toarnă peste noi făgăduința Tatălui, Doamne. Am vrea, Doamne, să rămânem până la venirea Ta treși vegheatori, să rămânem în slujire și în lucrare. Binecuvântă, Doamne, toată lucrarea, slujirea, binecuvântă toți frații și surorile care suntem la ora aceasta pe Zoom. Dă-ne putere până vei veni Tu sau vom pleca noi, până în veci de veci. Amin.